Deci Bitcoin ajunge la 60.000, apoi ca să nu scot Bitcoin direct în euro sau dolari sau direct în bancă, pentru că o să plătesc taxe 10% pe persoană fizică în România, mă duc tot pe același exchange și schimb în Tether, care este un stablecoin. Apoi când Bitcoin scade, iau Tetherul ăsta care este echivalentul unui dolar și cumpăr înapoi Bitcoin la 30.000. Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Hai să vorbim puțin despre Tether și ce este un stablecoin, ca să vedem ce aduce nou pe piață sau dacă ajută cu ceva piața. Și ca să ne lămurim de la început, de ce sună titlul acestui clip foarte, foarte drastic și dramatic? Pentru că după ce am aflat mai multe chestii despre Tether, nu mai am Tether. Hai să vedem de ce. În primul rând, dacă vrei să aflați mai multe detalii și nu veți afla prea multe, intrați pe tether.to, care este site-ul oficial de la Tether. Originar, oamenii ăștia sunt din Hong Kong. Și ce vrea să facă proiectul ăsta? Ce este un stablecoin? Scopul lui Tether este să ajute schimbul ăsta și trading-ul de monede cripto pentru a le face mai rapide și mai ieftine și pentru a evita, practic, extragerea banilor și gain-urilor înapoi în contul bancar, unde, practic, trebuie să plătești taxe. Și din 2021, peste 70% din trade-urile pe Bitcoin sunt făcute cu Tether. Deci Tether, care este un stablecoin, asta face. Este folosit pe post de lichiditate și ajută la trading pentru că unele monede sunt volatile. Și deci fiecare Tether, a cărui prescurtare este USDT, înseamnă echivalentul unui dolar din viața reală. Asta înseamnă că fiecare token din arsenalul lor de 70 de miliarde de dolari este susținut de un dolar adevărat din conturile firmei. Sau cel puțin așa ar trebui. Așa că, în general, pe un stablecoin nu faci trading pentru că are fluctuații extrem de mici și nu ai cum să câștigi bani. Și deci pentru că nu are volatilitate, nu are nici creșteri masive. Atunci, de ce e Tether prezent pe piață și e pe locul 4 în momentul ăsta pe CoinMarketCap? Pentru că are o utilitate în viața reală. Ajută traderii practic să iasă din monede mai volatile, să păstreze gain-urile acolo și apoi să cumpere când este mai ieftin. Este construit pe ecosistemul de la Ethereum ca un layer separat pentru transferuri. Și am încercat să căutăm practic un roadmap și nu am găsit nimic pentru că ei deja fac ce ar trebui să facă. N-au cum să zică, da, în Q2 în 2022 o să lansăm nu știu ce NFT-uri. Pentru că nu le trebuie, dar folosesc smart contracts. Și îl vei găsi listat cam pe toate exchange-urile. Ok, și acum să trecem la știri foarte picante, pentru că ne plac știrile picante. Majoritatea problemelor de la Tether au venit de când au declarat faptul că fiecare token este susținut de un dolar adevărat din firmă. Adică pentru un market cap de 70 de miliarde de dolari, ei ar trebui să aibă în conturile bancare 70 de miliarde de dolari adevărați, lichizi, adică nu în asset-uri, în clădiri sau în mașini sau în alte chestii, pur și simplu bani lichizi trebuie să fie pregătiți în bancă. De ce? Ca să fie disponibil pentru tranzacționare, pentru că dacă toți cei care folosesc Tether se trezesc într-o zi că vor tot Tether-ul înapoi, să-l poată retrage practic în portofelele lor digitale, dacă cumva cei 70 de miliarde de dolari nu sunt în conturile firmei, practic va fi o lipsă de lichiditate și tot sistemul va fi în colaps. Parcă mai știu un sistem de genul ăsta, sistemul bancar? Da, sistemul bancar în principiu funcționează așa. Trebuie să țină lichiditate între 3 și 10% în cazul în care se trezesc unii că vor mai mulți bani. Atenție, între 3 și 10%. Restul de 90% nu contează, se fac rost rapid de ei. Deci revenind la Tether, o să ajungem mai încolo să vedem că de fapt ei nu au toate asset-urile astea lichide. Adică toată suma de pe CoinMarketCap nu este în bani lichizi, ceea ce este o problemă. Și au declarat pe 30 iunie 2021 când, mă rog, erau 62 de miliarde de dolari practic în CoinMarketCap, adică ca și market cap total. O opinie, deci zice mare cât capul nostru, opinia, deci nu este nimic testat, nu este nimic auditat, este opinia, cum că toate asset-urile, da, sunt clasificate corect la 62 de miliarde de dolari. Cât era market cap-ul total atunci? Deci să disecăm puțin titlul, traducere. Opinie care ne asigură că Tether este complet susținut. Opinie! Deci dacă cineva care folosește Tether își pierde banii și apoi citează această sursă ca dovadă de fraudă, se poate folosi de acest joc de cuvinte să zică, bro, nu ai citit ca lumea acolo, e doar o opinie, ți-ai pierdut banii, gata. Și fun fact, acest update a apărut doar pentru că au fost dați în judecată. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Și sunt niște articole, practic, care descriu dezastrele de la Tether și toată istoria și toate chestiile picante care s-au întâmplat până acum. Și o să trecem rapid prin ele ca să vedem exact ce Dumnezeu s-a întâmplat. Pe scurt, ce este de reținut în linii foarte mari? Tether și Bitfinex sunt deținute de aceeași companie, iFinex Inc. din Hong Kong. Ambele sunt stablecoins, ambele fac cam același lucru, ambele sunt trecute ca firme partenere în multe documente, însă Bitfinex a fost cea care a luat toate problemele și toate riscurile ca să-i permită lui Tether să facă ce face în prezent și să ajungă pe locul 4 în clasament. 2013, Bitfinex se înregistrează în Hong Kong condusă de CSO Phil Potter, CEO Jean Ludovicus van der Helde și CFO Giancarlo De Vassini. Potter a lucrat la Morgan Stanley în New York în anii
anii 90, dar și-a pierdut jobul după ce s-a lăudat cu un stil de viață destul de extravagant, unui reporter. În 1996, De Vassini a fost prins și arestat pentru că pirata și vindea o cantitate mare de soft de la Microsoft. Dar cireașa de pe tortul de dubioșenii, Jean Ludovicus van der Helde, care seamănă ca un personaj din desene animate sincer, răufăcător chiar, și este un nume semifals. Una la mână și doi la mână, cel mai probabil este un personaj fictiv pe care plănuiau să-l folosească ca țap ispășitor în caz de probleme. De asta l-au și pus CEO. Și pe website-ul ăsta archive.vn se explică cât de greu este să găsești informații despre Van der Helde ăsta. Și apoi din istoria Bitfinex trecem mai departe la Tether. Tether se fondează în Hong Kong cu ajutorul unei firme de avocați offshore, bineînțeles cu conturile offshore. Apoi, în 2015, Bitfinex este hackuit. S-au pierdut 1500 de bitcoin, 400.000 de dolari pe atunci și bineînțeles s-a promis că problema se va rezolva și că păgubiții vor fi compensați în tokenuri de către Tether. Bineînțeles că nu s-a întâmplat. În 2016, Bitfinex este amendat de către US Commodity Trading Futures 75.000 de dolari pentru că au oferit servicii de trading ilegale. Tot în 2016, dar la câteva luni distanță, Bitfinex susține din nou că este hackuit, de data asta de 120.000 de bitcoin, adică vreo 72 de milioane pe vremea aia. 72 de milioane pe vremea aia, undeva la 6 miliarde pe vremea asta. Raportul totuși nu este dezvăluit niciodată în întregime de către companie. Un pic straniu. Apoi Bitfinex susțin că au angajat o firmă de audit care se numește Ledger Labs, firma fiind fondată chiar de Vitalik Buterin. Să facă un audit al securității digitale și separat un audit despre detaliile financiare ale firmei. Însă de când s-a făcut anunțul, Ledger Labs a declarat că nu știe nimic despre un asemenea audit. Nu au fost contactați de nimeni de la Bitfinex, nici măcar nu aveau un plan așa ceva. Așa că Bitfinex susține că va angaja o altă firmă de audit, însă nu s-a întâmplat niciodată. Trecem peste câteva operațiuni ilegale asupra lui Wells Fargo și a multor alte firme și au fost dați în judecată de foarte multe ori. Iar în 2017, Tether depune în conturi 443 de milioane de dolari, echivalentul market cap-ului de atunci. Adică în sfârșit s-a balansat. Ce aveau pe market cap, aveau și în conturile bancare. Și pentru asta, bineînțeles, este organizat un audit, între ghilimele. De ce? Pentru că bancherul care a făcut auditul nu a dat mai multe detalii. A zis, bă, da, sunt 443 de milioane acolo. Nu s-au dat niște nume de bănci, unde sunt conturile offshore, onshore, în China, în insulele Cayman, nu s-a zis nimic despre chestia asta. Tot în 2017 are loc un leak de documente numit The Paradise Papers, care arată că Bitfinex și Tether sunt conduse de aceleași persoane. A, da, și poate n-am menționat. Liderii pe atunci susțineau că entitățile astea două n-au nicio treabă una cu alta, sunt total separate. Din nou, în 2017 Tether este hackuit și se extrag 31 de milioane de USDT. 2017. Din nou, CFTC cheamă în instanță Bitfinex și Tether, dar detaliile nu sunt dezvăluite. Final de 2017, Bitfinex închide înregistrările de conturi noi. Trecem peste câțiva pași în care Bitfinex angajează niște companii care să facă auditul, însă companiile alea nu erau de audit. Trecem peste alte câteva probleme legale prin care Bitfinex și Tether mută bani din conturi offshore fără ca nimeni să știe. Trecem și peste faptul că Tether a anunțat un parteneriat cu o bancă printr-un document pe Twitter semnat cu măzgălituri și fără niciun nume. Din nou trecem peste faptul că între Tether și Bitfinex se mută pur și simplu dolari la nivel de milioane pentru a acoperi costurile de trading dintre una și cealaltă. Încă câteva procese juridice prin care cineva este arestat pentru că a pierdut 850 de milioane de dolari în cripto. Tether în final recunoaște că asset-urile nu sunt susținute 1 la 1 ca paritate între USDT și dolar. Deci există asset-uri, dar nu și lichiditățile. Apoi, Tether divulgă pentru prima oară cum arată aceste resurse financiare în două pie chart-uri. O scurtă privire aruncată peste ele ne arată că 75% din fonduri sunt susținute de cash și cash equivalents. Dacă ne uităm cu atenție în al doilea pie chart, vedem mai exact ce înseamnă acest 75%. Majoritatea abia de pot fi considerate cash equivalents. Și câți bani sunt mai exact? 3,87%. Puțină matematică arată că, de fapt, din cele 70 de miliarde de tokenuri care ar trebui să fie susținute 1 la 1 ca paritate de bani reale, adică de dolari, în lichidități, nu în asset-uri sau în alte echivalente, doar undeva la 1% sunt cu adevărat susținute. Deci, de ce este cu adevărat o problemă? Dacă băieții au bani, ce contează? Păi să ne gândim de ce este Tether folosit. Am precizat la început de tot, ca să ofere lichiditate celor care vor să iasă din monede volatile și să intre în Tether. Și apoi invers, deci le trebuie lichiditate. Bineînțeles, lichiditatea din bancă de la Tether nu are nicio legătură cu lichiditatea de la exchange-uri. Adică pe un exchange pur și simplu poți să emit bagnote acolo pentru că este o monedă inflaționară, pentru că așa vreau, este cod scris și se poate, tehnologic vorbind, dar în bancă poți să am doar 1% din firmă. Pentru că în majoritate traderii nu ies în contul de bancă cu USDT. Adică nu vând din Bitcoin în USDT și apoi schimbă USDT-ul în dolar direct în bancă. Sunt foarte puțini care fac chestia asta, nici măcar eu n-am făcut-o niciodată. Deci practic sunt două
două ecosisteme total diferite. Avem ecosistemul din viața reală, unde este banca, și ecosistemul de pe exchange, unde este spațiul cibernetic, unde practic tranzacționăm criptomonede. Așa că dacă totul se întâmplă în lumea asta, Bitcoin Tether, Tether Ethereum, Ethereum Tether, Tether Cardano, Cardano Tether, Tether Shiba Inu, Shiba Inu Tether, din Tether practic nu scoți încă în contul bancar, încă te joci acolo ca să câștigi gain-uri. Pentru că dacă ajungi înapoi în bancă, în lumea reală, o să plătești taxe pe banii aia. E, cam așa funcționează și sistemul bancar, așa că dacă spui despre unul că este ilegal, o să spui și despre celălalt. Dar până și băncile au între 3 și 10% lichiditate versus Tether. Iar problema adevărată ar apărea doar dacă toți cei care folosesc moneda respectivă se duc deodată la exchange să scoată banii în conturi. Sau, în cazul din viața reală, din conturi cash. Pentru că la nivel mondial în momentul ăsta, banii cash mai reprezintă doar 8% din rezerve. Restul sunt digitale, adică vedem cifre pe un ecran. Însă aici practic apar toate problemele astea regulatorii. Și nici măcar istoricul ăsta nu prea îmi place la Tether, așa că am decis să ies din Tether instant. Există USDC, există DAI, există TrueUSD, există Pax Dollar, există BUSD care este pe Binance Smart Chain. Pentru că un sistem construit de așa natură stă mereu să intre în colaps. Păi da, asta nu înseamnă că și sistemul bancar stă să intre în colaps? Nu. Sistemul bancar este solid. Ok. Chiar m-am speriat. Deci, în concluzie, frumoșilor, cam asta a fost. Nu mi-am pierdut toți banii, pur și simplu am vândut Tether-ul pentru că nu mai consider că este o monedă stabilă. Chiar dacă este pe primele locuri acolo, se poate întâmpla ceva negativ și mai negativ de fapt oricând. Pot fi hackuiți din nou, putem să ne pierdem banii, așa că mă mut în alte chestii. Deci, mersi că ai rămas până la final. Lasă un like la clipul ăsta ca să ducem informațiile mai departe și lumea să se educe și ei să vadă în ce bagă banii. Și un subscribe pe canal pentru că este foarte important să creștem canalul ăsta. Și îți promit că nu o să te deranjeze, nu o să ți apară clipuri de la mine, nu o să primești mail-uri de la mine, nu o să fac spam. Și în plus față de asta, în descriere ai o serie de deal-uri foarte bune. Ai special de la mine un e-book care se numește Școala de Antreprenoriat și conține 7 pași importanți și corecți pe care trebuie să-i faci dacă vrei să dezvolți o afacere, mai ales din 2021, pentru că ne bazăm foarte mult pe digitalizarea afacerii. Și în care te ajut inclusiv să găsești ideea de afacere dacă nu ai una, cum să-ți construiești propriul plan de afacere, cum să-ți faci un MVP, cum să faci o strategie de marketing, cum să stabilești avatarul de client, cum să stabilești arhetipul de brand și cum să pui afacerea pe picioare ca mai încolo să te plătească și să nu mai trebuiască să lucrezi pentru ea. Iar acest e-book este total gratuit, ai link în descriere. Dacă te interesează să te educi și tu mai departe, la fel cum am făcut și eu în spațiul ăsta cripto, ai cartea standardul Bitcoin cu 10% reducere din partea mea dacă folosești codul Notorious sau pur și simplu accesezi linkul din descriere. Și mai ai inclusiv câteva cărți și audiobook-uri pe site. Dacă vrei să investești în eLearn prin aplicația MyR, unde și eu am investit bani, poți depune cel puțin $200 și amândoi vom primi $10 dacă faci asta. Și în plus ai un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!